numită de o altă ședință de Consiliu Local, deoarece avem lângă noi familia Sidaru. Familia Sidaru formată de cei 4 membri, tata, mama și cei 2 copii, care astăzi fac frumoasa vârstă de 18 ani. Și trebuie să-l aplaudăm pe mănăstireanul nostru olimpic, olimpic la limba greacă, o limbă care pentru noi în zonă nu este atât de obișnuită și vrem să vă aducem recunoștința noastră a Consiliului Local pentru rezultatele deosebite pe care le-ați obținut în viața dumneavoastră ca elev și vă urăm pe această cale mult, mult succes și suntem siguri că vă așteaptă o carieră de vis. Doamna secretar general al Comunei, la vădăția de Consiliu Local, o aprobată în ședința anterioară. Hotărârea numărul 74 din 18 ianuarie 2023, privind acordarea unui premiu de merit pentru performanțe deosebite obținute la Olimpiada Națională și Internațională în anul 2023. Consiliul Local hotărăște. Se aprobă acordarea unui premiu de merit în valoare de 2000 de lei elevului Sidaru Alexandru Florin din Comuna Mănăstirea Cașin pentru performanțele deosebite obținute la Olimpiada Națională și participarea la Olimpiada Internațională a elevului în anul 2023. Suma necesară pentru acordarea premiului se alocă din bugetul local al Comunii Mănăstirea Cașin. Primarul Comunii Mănăstirea Cașin, județul Bacău, prin compartimentul de specialitate, va aduce la îndeplinit prevederile prezente în hotărâri. Prezenta hotărâre se comunică instituției prefectului, primarul Comunii Mănăstirea Cașin, compartimentului financiar contabil și se afișează pe site-ul primăriei. Deci aveți o diplomă de onoare care sunt așa. Mănăstireanului Sidaru Alexandru Florin, pentru cinstea adusă Comunei Mănăstirea Cașin, prin performanțele deosebite obținute la Olimpiada Națională la limba neogreacă și pentru participarea la Olimpiada Internațională a Elenismului în anul 2023. La fel de frumoasă și de frumoasă ca și el. Să fiți sănătoși și oameni buni, să-l susțineți, că aveți pe cine susțineți, aveți pe copii minunați, puteți să-i felicitați și dumneavoastră, e prea frumoasă această, fiecare să poate să dea mâna cu familia Sidaru, în mod organizat. Și am avut, pentru că am venit niște
Agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț,
Comisia numărul 2, pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de aliment. Comisia numărul 3, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor. Articolul 4, asupra proiectelor de hotărâre au dezbateri generale și practicului, pe articol, consilierii locale cu și ceilalți inițiatori prezent la ședință, putând formula amendamente de fond sau formă, amendamentele se pun votului consiliului local, în ordinea care au fost formulate. Articolul 5, secretarul comunei răspunde de ducerea la îndeplinirea prevederilor prezente dispoziții. Articolul 6, împotriva prezentei dispoziții se poate face contestație de cei interesați în poziții de legii contenționului administrativ numărul 554/2004, mă refer și cu detaliile ulterioare. Articolul 9, prezenta dispoziție va fi comunicată instituției prefectului, județului Bacău și va fi adusă la conștiința publică prin afișarea sa de primărie și se va proceda la transmiterea acestei învederi la fișele de site-ul instituției. Semnează primarii general Adrian Nena, e avis de legalitate, secretar general cu Mărână Sărăca și Mirela Ilinia. Aceasta fiind ordinea de zi, supun la vot ordinea de zi de astăzi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Înainte de a trece la dezbaterea pentru un pus, până la vot, nu știu să nu l-am pus pe site, fiindcă la asta am lucrat, am văzut unul de fătuna asta, am lucrat și ce am lucrat, nu s-a salvat. Nu s-a salvat. Prin urmare, în ședința următoare. Da. Deci, trecem la primul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, ai proiectului, a listei de investiții prioritare a valorilor investițiilor aferente Consiliului Local Mănăstirea Cașin și a participării Consiliului Local Mănăstirea Cașin la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. Despre acest COIM, apropo că spuneți că e mult și destul de citit, mulți din consilierii care se află astăzi în sală trebuie să aveți cunoștințe. Deci COIM-ul a început în 2014 și trebuia să termine în 2020. S-a întocmit în perioada anilor 2014-2016, s-a întocmit un studiu de fezabilitate. A funcționat destul de greu, probabil că și pandemia și toate astea, nu știu să explic de ce a durat atât de mult. Cert e că după ce s-a întocmit studiu de fezabilitate, a fost pus la licitație, proiectare și execuție. Și s-a constatat după atâția ani că practic tot ce au calculat în perioada 2015-2016 nu era de actualitate, da? Au scos la licitații destul de multe loturi, chiar și de 2-3 ori. Și nu s-a, niciun studiu nu s-a prezentat pe bună dreptate. Prețurile din acele studii nu reprezentau realitatea. Anul trecut au avut o întâlnire ministrul fondurilor europene, Marcel Boroș, dacă vă aduceți aminte, inclusiv tot ce semnau factori de decizie de la nivelul județului Bacău. Și au permis cei care ne-au asigurat acești bani, fondurile europene pe care se asigură, o actualizare, că aici a fost toată situația blocată. O actualizare a acestui studiu de fezabilitate. De asta ne aflăm astăzi aici, că în urma demersurilor făcute de Ministerul Fondurilor s-a obținut actualizarea acestor loturi, mai bine zis că dacă vă uitați în acest studiu de fezabilitate, e tot județul Bacău. Și apă și canalizare găsiți în el, dacă ați reușit să răscuiți studiul de fezabilitate, că dacă vă uitați la pagina 2 din SF, vedeți Dărmănești, Măgirești, Măgura și toate comunele în parte, da? Toate astea au fost aprobate. La momentul ăsta să știți că sunt licitațiile în curs, inclusiv lotul nostru, împreună cu Comuna Cașin suntem și cu Comuna Coțofănești, lotul care a fost închise licitația pe 6 septembrie. Deci avem constructori la canalizarea și proiectul de apă care îl avem aici, în studiul ăsta, deja licitat, da? Se va face evaluarea, care nu va fi deloc ușoară, în condițiile în care este o asociere de 7 firme care au licitat
și în condițiile în care fiecare lot, adică fiecare comună, are studiul ei și modul în care au și-au făcut respectivii calcule și să îndeplinească atât condițiile financiare cât și condițiile tehnice. Vom vedea la sfârșitul evaluării dacă am fost și acceptați. Dar în acest moment, noi, în zona noastră, avem închisă licitație. Dacă vreți, eu vă pot spicui ceva ce înseamnă Mănăstirea Frașieni din acest studiu, pentru că eu chiar l-am studiat. Vreți să vă pun la curent, nu am nimic împotrivă. Dacă nu, dăm drumul la articole așa cum le-ați citit. Eu prea am avut să studiez, nu am avut intenția de a fost și chiar n-am înțeles de mine. Înțeleg că este vorba și de adopțiunea mea. Și de adopțiunea mea, da. De la Cașe la Mănăstirea Cașe. De la Cașe la Mănăstirea Cașe, adică până la rezervoare. Și n-am înțeles eu așteptam să nu fie înțeles, dar cu mine nu știu. N-am înțeles de ce mai trebuie un studiu de rezervare, dar deja avem la judecată. Pentru că s-a urcat acest studiu de fezabilitate, după care proiectantul își va întocmi, dar trebuie să-i duci aprobarea noastră. Totodată, dacă am făcut licitația, s-a licitat, a câștigat licitația o lună de la ea. Pentru că acest studiu nu mi-l-a cerut să-l măim, dar e înapoi, mea sau a Consiliului Județean. Dar nu se poate corect, adică am câștigat un consultor, a câștigat licitația. Deocamdată n-a câștigat nimeni. Deocamdată n-a câștigat nimeni. S-a închis licitația, este o diferență. Dar fiți atent la ce termen am folosit. Am spus așa, s-au înscris la licitație o asociere de 7 firme, au depus oferte. Durează evaluarea cel puțin până în primăvară. Și în funcție... Ar fi mai mici decât, clar, mai mari decât, da, decât... Ei nu au voie să liciteze mai mult decât aici, asta e clar că nu va fi. Da. Era de înțeles. Eu mă gândeam că vreți din punct de vedere tehnic, nu financiar. Că financiar nu cred că avem niciunii de aici competența de a analiza dacă actualizarea este conformă sau nu. Dacă vă uitați, Mănăstirea Cașin are 48 de milioane. Da? Dacă vreți să vedeți exact ceea ce e scris în studiul de fezabilitate. Practic, aș putea să vă citesc la sistemul de alimentare cu apă. Pentru ATM-ul Mănăstirea Cașin nu au fost realizate decât lucrări parțiale, respectiv două rezervoare de înmagazinare cu o capacitate de 2x200 metri cub, prevăzută cu dezinfecția și rețeaua de distribuție cu o lungime totală de 22,7 km, care nu acoperă în totalitate nevoile sistemului de alimentare cu apă și, în prezent, aceste investiții sunt nefuncționale, lucru pe care noi îl știm. Practic, pe apă vom avea o aducțiune de 5,98 km, o stație de clorinare, două stații de pompare, o extindere de rețea de 3 km. Dacă v-ați uitat acolo, e vorba de Sturzești, Durbăcești, pe Vârfulești, în Stres, la care nu s-a făcut în 2009-2010. Da? Dar avem branșamente noi 466, asta pe conducta care o mutăm, și branșamente pe conducta existentă 106. Asta ar fi pe apă. Pe canalizare avem 23,17 km, avem 1269 de racorduri și 19 stații de pompare. Dacă vă uitați pe anexele acelea, găsiți exact străzile pe care va intra canalizarea. Mai avem două surse de apă. Da, e așa un paradox. 30 de ani n-am avut niciun fel de apă în comuna Mănăstirea Cașin și noi vom fi comuna, cred că singura din județul Bacău, care vom avea două surse de apă. Nu e vorba de asta. Deci avem. Haideți să trecem la înscrierea la cuvânt în mod ordonat. Practic, ce se vrea să mai înscrie la cuvânt referitor la acest subiect? Domnul Adrian. Eu am zis la dumneavoastră că l-am trecut, că ați fost la sursa asta de la Petroasa și erați destul de satisfăcuți cum arată apa. Iar din calculele care s-au făcut la momentul anilor precedenți, s-a zis că acolo sursa de apă este pentru 8 litri de apă pe secundă. Așa sunt rezultate, nu? Așa.
Făcând un calcul la un minut ar fi, păi va fi matematic, 480 de litri, nu mai vorbesc la o oră, 28 de litri, deci vorbim, așa că vorbim la 24 de ore. Jumătate, dacă ar fi 94 de litri, oricum să ajunge la 300 și ceva de mii de litri de apă. Deci, la jumătate, Conform acelor studii, era suficientă doar sursa de apă din Gioina. Numai pe secetă se pornea doar sursă de apă. Conform studiilor din 2014 sunt studiile acelea. Să ne înțelegem. Studiul de fezabilitate la sursa de apă de suprafață a fost întocmit în anul 2015. Și nu s-a actualizat studiul acum? În 2020? Ei, am actualizat la noile prețuri. Nu te-am pus să faci din nou toate studiile. Ne-a să știți ce însemna asta. Ori cheltuiam. În afară dar asta este, domnul, nu mai încercați să vă gați. Nu, eu am vrut să vă zic, în afară din bani care sunt, așa e vorbat de apă să fie. Este. Dacă nu avem apă, nu avem pe. Nu știu, eu vă mai spunea la o ședință. Și ce acum mama ne mulțumește că nu vreți sau mai de la unești? Dar nu, 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 diferă. Diferă. Păi nu. Dar prețul va fi... Diferă. Poate să fie sigur. Mai ales că este serviciul de apă, automat prețurile vor fi fixate din către compania de apă. Vom vedea la fața locului că ei, când vor veni cu preț la apă, va trebui să treacă întâi de Consiliul Local. Mare atenție! Deci, noi vom vedea ce înseamnă să funcționăm cu sursa de apă de suprafață. Noi vom avea deja o experiență până linie, haideți să-mi fie cu iertare. Dar mult mai devreme, ca asta am spus și în ședința Consiliului Județean, mult mai devreme terminăm noi aniversarii decât vine POIM-ul. Că la un moment dat, asta am zis, nu ne blocați cu POIM-ul, lăsați-ne să mergem cu Angel Salini, puteți vedea ședința, pentru că Angel Salini noi terminăm mai repede decât POIM. Noi, după ce terminăm, vă spuneam că vom face un serviciu, un serviciu al primăriei. Vom vedea ce înseamnă să funcționăm. Avem deocamdată ciușmelele alea. Dar e clar că lumea nu vrea tot la fântână, vrea tot apa în curtea lui. Acum că plângem acum că nu mai lăsăm apa la ciușmele. Eu vă asigur că vom face vom avea în cadrul serviciului vom avea o firmă care numai acea firmă va lucra pe conducta primăriei și care va face branșamente. Asta va fi. Acum, branșamente, odată ce suntem cu atât de multe branșamente aici, în fonduri europene, noi nu putem să spunem că cheltuim bani din primărie, că vom avea voie, acum puteți interpreta ce vreți. Dar cine are bani va avea acordul primăriei să-și bage apă în casă. Am spus-o și o spun și acum în fața camerei. Cine vrea să-și pună pe cheltuiala lui, poate să-și pună apă să se lege la conducta de la poartă fără nicio problemă. În momentul în care, într-adevăr, firma care a licitat va da drumul la contract, îi vă spune, începe domnule cu apă, că va fi la îndemâna noastră când cu ordinul de cer. Și ce să-i spunem? Începe branșamentele. Branșamente că deocamdată avem apă. Le ai aici? Ai 806 branșamente pe conducta externă, dă-mi drumul asta. Foarte mult trebuie să faci un contract cu firma ca să branșezi autorizată. Obligat. Deci firma autorizată. Deci nici nu discutăm altfel. Deci așa nu trebuie să leagă fiecare cum vrea în conducta de la poartă. Exclus. Da. Altcineva? Domnul Bimu? Problema este în felul următor. Chiar dacă ne branșăm la apa potabilă asta, neapărat trebuie să avem și canalizare. Păi da, ce am citit? Păi am citit, dar până să facem și canalizare, să ne vorbim. Degeaba nu-i care v-ați dat. Deocamdată, degeaba nu avem la nici canalizare. Suntem la drogul de sare, haideți să am învățat de nici drogul de sare. Acum nu mai e vorba de semnăm urtile și gata. Ce mai suntem pe drumul cel bun? Păi se am prietit așa, da. Acum facem ciofii. Mai dorește cineva? Stradă, nu. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dar până acum am îndrăzut. Nu există fost să se. Prin urmare, dacă nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, supun la apă.
aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economice ai proiectului, a listei de investiții prioritare a valorilor investițiilor aferente Consiliului Local Ministerul Cașin și a participării Consiliului Local Ministerul Cașin la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Trecem la punctul al doilea. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tariferului conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului Comunei Mănăstirea Cașin să voteze în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunicații Intercomunitară Bacău aprobarea planului anual de evoluție a tariferului. Am acționat acolo, există un calcul de care au rezultat la analiza cost-beneficiu. Deocamdată nu. Că noi nu, dar trebuie să mandatăm primarul, să voteze, trebuie să aprobăm modificările la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice și alimentare de apă și canalizare. Deci noi vom face toate astea pentru că suntem la timp. Dorește cineva să scrie la punct? Dacă situația este atât de clară, se pun la vot aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului Comunei Mănăstirea Cașin să voteze la adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Este cineva? Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție a SECE Compania Regională de Apă Bacău-SA a terenurilor aferente investițiilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, perioada 2014-2020. Deci, în 2014 au fost puse alte înregistrări la momentul acela, în momentul în care noi am făcut nomenclatorul 2019. N-am schimbat, că studiul de fezabilitate a rămas cu străzile vechi. Discutând și cred că acum un an am mai avut o discuție cu cei de la ANIP, le-am spus că nomenclatorul e cu totul altul, dar la certificatul de urbanism pe care l-am înnoit anul trecut, am făcut o anexă cu noile străzi pe care le avem acum. Venind acum cu această aprobare, am văzut că din nou sunt străzile acelea. Am discutat și ne-au spus să punem în paranteză străzile noi. Și dacă vă uitați acolo la rețelele de apă, găsiți strada Tudor Vladimirescu, în paranteză strada Chetriș. Da? Și avem poruncii pe fiecare unde va trece conducta de apă, conducta de canalizare. De aia ținem să vă spun. Doresc să vă scrieți la cuvânt. Prin urmare, spun la vot, dispoziția SECE Compania, punerea la dispoziția SECE Compania Regională de Apă Bacău, oarele privind aferente investițiilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată de județul Bacău, în perioada 2014-2020. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării și delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, a studiului de fundamentare a deciziei de delegare a serviciului public de iluminat al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, a regulamentului de organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a proiectului de sarcini, a documentației de atribuire prin procedura simplificată. O săptămână trecută am dat ordinul de începere a lucrărilor la modernizare iluminat public în Mănăstirea Cașin. Vă povesteam, este primul proiect de iluminat care a fost aprobat de către AFM, prin care se vor înlocui 407 lămpi cu sistem cu telegestiune. Luni vom primi deja lămpile și vom avea de săptămâna viitoare o firmă care va lucra la primul proiect de iluminat. Vestea bună e că miercuri, 27 septembrie,
Mi s-a aprobat al doilea proiect de iluminație, să vă spun că avem 950 de lămpi de iluminat pe teritoriul comunei. În al doilea proiect avem 300 de lămpi și pregătim al treilea proiect pentru a ajunge la modernizarea integrală a comunei Mănăstirea Cașin prin fonduri de la administrația Fondului de Mediu. Deja se deschide o nouă linie și îl pregătim în așa fel încât să avem în tot unitar 950 de lămpi noi care pot fi programate prin telefon, prin calculator, care pot să nu ne mai creeze probleme și care, trebuie să vă spunem, încă mai sunt stâlpi cu lămpi vechi, încă la iluminatul public, care au un consum enorm. Așa că, prin acest serviciu, pe care astăzi ne întâlnim să-l înființăm și la rândul noi să-l delegăm prin concesiune, suntem obligați de administrația Fondului de Mediu. Deci trebuie neapărat să dețină acest serviciu o firmă autorizată în ELE. Deci deja acum nu mai putem discuta, bine Fitărescu, schimbărie, lampa și primăria Mănăstirea Cașin. Deci primăria nu poate fi autorizată ca un serviciu de iluminat, sub nicio formă. Ne trebuie o firmă autorizată în ELE. Asta am făcut prin tot ceea ce mi s-a pus astăzi la dispoziție, înființarea serviciului și, în afară de înființare, să facem și delegarea în sistemul electronic pe care îl avem pe achiziții, în așa fel încât totul să fie curat și elegant. Vis-a-vis de asta, dacă vreți să vă spun, dar cred că dacă ați citit, nu? Ce lucruri am putea avea. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție, eu l-am studiat. Și spuneți-mi. Da, da. Ați terminat? Da. Dacă vreți să înțelegi, dar... De unde ați începeți montarea lăbilor astea noi? Începutul Lubește sau începeți de la Chioina în jos? Asta mă interesează. De unde încep de la Lubeștiul, de la Chioina în jos? Nu, că sunt frumoase, să știm că unii... Unii începeți. Începem de la, să zicem, să începem de la Rupești, în tot lungul DG-ului, să vedem cum e mult tot ce înseamnă la DG, da? Că vom începe de la Rupești, nu țineți dumneavoastră, dar o să sară și cu altul cum vrea de la el, da? Ca să... Asta să lucră, da? De acum începe cu una, da? Hai să ea nu sună cu dejeul. Vă rog, doamna, atenția, că nu suntem aici în interes personal. Atenție! Aici nu își aprobă nimeni în interes personal. Vă atrag atenția că orice se face, se face pentru locuitorii comunei Mănăstirea Cașin. Și așa că nimeni nu poate să spună, avem o vorbă turta pe zonumera, deci cu turta noastră, da? Nu suntem aici pentru nimeni. Nici familia, nici... Interesul cetățenilor, pentru că noi suntem în slujba cetățenilor, de asta am și interesul lui și la Iberna, la fel ca la Bucești? Da, e o întrebare. Chiar nu cred că și-au rost o... Chiar nu cred că și-au rost o visațiile astea cu... Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul referitor la acest lucru, la punctul 4, așa, bănuiesc că lucrurile sunt clare. Prin urmare, dacă mai dorește de mine, sunt la vot. Domnul Chelar, mai aveți prin urmare, dacă nimeni mai dorește să ia cuvântul, supun la vot aprobarea ființării și delegării gestiunii prin concesiunea serviciului de iluminat public al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, a studiului de fundamentare a deciziei de delegare a serviciului public de iluminat al Comunei Mănăstirea Cașin, a regulamentului de organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a creditului de sarcini, a documentației de atribuire prin procedură simplificată. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul 5, proiect de hotărâre privind abrogarea HCR 977 din 18.9.2023, privind actualizarea și completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al Comunei Mănăstirea Cașin și județul Bacău. De ce suntem nevoiți să abrogăm?
Noi, dacă vă aduceți aminte, era discuție, s-a văzut anul prin care noi am vrut să aducem modificări la domeniul privat, pentru că în cadrul inventarului era toată suprafața la un loc. Acum, noi am zis că venim pe fiecare număr cadastral în acea hotărâre. Se pare că nu a fost dată bine hotărârea, nu a fost dată conform legislației în vigoare și prefectura ne-a atras atenția că trebuie să refacem hotărârea aceea a domeniului public, a domeniului privat în public, numai la privat avem un problem. Este vorba de ultima hotărâre în care erau s-au discutat. Nu vom da la următoarea ședință, că n-am avut timp să o pregătim. Prefectura ne-a pus la dispoziție ori o resping ei sau o abrogăm noi și e mai simplu. Și am zis, nu, o abrogăm noi și o dăm corect la viitoarea ședință de Consiliul Local. Atât aveți astăzi. S-o abrogăm. Dacă doriți să vă scrieți la altul, vis-a-vis de... Restricțiile legislative, nu că n-ar fi... Nu trebuia să scrii, se modifică numărul și se adaugă... Da, suntem de acord. Da. Prin urmare, supun la vot, abrogarea atașării numărul 77 din 18 anul 2023, privind actualizarea și completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Măsirea Mea și Andrei Zubacu. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Prin urmare, am trebuit să avem de punctele din urmă zi. Dacă doamna primară are ceva, atunci trece la diverse. Vă rog să vă scrieți la cuvânt. Ce vă dorește? Profitul în Se pare problema câinilor la rapor. Mulți cetățeni se plâng pentru că nu pot să-și trimită copiii la școală, trebuie însoțiți pentru că s-au format niște haite de câini care sunt periculoși. Deci noi trebuie să avem o inițiativă să rezolvăm problema asta. Și eu am venit cu, de așa, am avut tangență cu un subcomisar de la Poliția Județeană pentru Protecția Animalelor, și mi-a dat o informare care o acceptă dumneavoastră dacă vreți vă și citesc. Se zice, poliția din cadrul biroului pentru protecția animală atrag atenția deținătorilor de exemplare canine cu privire la obligația sterilizării exemplarilor canine. Proprietarii au obligația de a steriliza câine de rasă comună, dar și metișe. Deci și ăștia care sunt așa... bogari acestea, orice câine, paranteză, orice câine care nu deține acte de origine. Potrivit articolului 13 din OUC, deci așa, numărul 157 din 2001, nerespectarea acestei prevederi legale se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei. Obligația identificării exemplarilor canine, persoanele care dețin câini, sunt obligate să procedeze la identificarea acestor conform articolului 8 aliniatul 4 din OUC din 105, numărul 155-2001, deci legea asta a fost dată din 2001, așa, și să înregistreze. Astfel, câinii înregistrați pot circula pe teritoriul României doar însoțiți de proprietari și de carnetul de sănătate. Deci, automat, fiecare cetățean trebuie să dețină și un carnet de sănătate de sănătate. Care atestă identificarea și înregistrarea animalului în registrul de evidență a câinilor cu stăpân, precum și acțiunile sanitare veterinare efectuate. Sancțiunile convenționale pentru nerespectarea acestei prevederi legale sunt cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Obligația de a asigura acestora în funcție de nevoile așa, etologice, specie, rasă, sex, vârstă, categorie și producție următoare. Deci, A. Trebuie să ai un adăpost corespunzător, B. O hrană și apă suficientă, posibilitate de mișcare suficientă, D. Îngrijirea și atenție
E asistență medicală. Nerespectarea acestei prevederi legale se sancționează cu amendă cuprinsă între 3.000 și 12.000 de lei. Eu zic că ar fi o idee foarte bună pentru a fi sterilizați acești câini, ca să nu se mai înmulțească și să nu avem probleme. Și totodată, dacă ar fi identificați și crotaliați, bineînțeles, deținătorul să aibă și carne de sănătate, am putea să avem o evidenție, plus să constrângem cetățenii ăștia să nu mai lasă câine liber, ca să mai se întâmple minuni, să muștim copiii, oameni, știți, s-au întâmplat și în țară atâtea probleme. Eu aș avea o propunere. Există o asociație care, chiar lângă Biserica Adventiștilor, la Mal, acolo, care face sterilizare gratuită și vine și în comună, dar cu condiția să nu aibă primăria contract cu Ingherii, una. În al doilea rând, să le dea un spațiu ca să-și poată desfășura activitatea. Fac sterilizarea gratuită. Uitați aici, mi-a dat acest medic, mi-a dat, uitați aici, cu număr de telefon, programări și uitați, cine vrea, eu zic că ar fi foarte bine, pentru că sterilizarea unui câine costă foarte mult. 300 de lei. 300 de lei. Sau 350 de lei. Da, 300 de lei. Nu, între 200, am înțeles că 200 la câini și la 300 sau 350. Și nu-și permite oricine să facă. Aș vrea să, și aș propune totodată, să acordăm un spațiu doctoriții ăștia de la Mal, ca să vină în comuna noastră, care se obligă să facă sterilizare gratuită. Și ar fi foarte bine. Dar noi avem cumva contract cu Ingherii? Domnul, avem un serviciu pentru gestionarea câinilor de lăsături, înființat. L-am ridicat pe seară pentru achiziție. Așa. Eu v-am dat numărul oamenilor din mail. Deci, dar dumneavoastră cea și din acolo este sublim și sunt doar datorile cetățenilor. Păi da, am avut de aia de la asta. Noi ce ține de noi? Eu zic că e informare. Da, deja a devenit o problemă și pentru dumneavoastră. Și vine la noi să rezolvăm problema. Dar când am venit, ne-am dus să-i luăm câinii, nu suntem noi. Acum, dacă sunt 30, luați că suntem dumneavoastră. Dacă mergem pe Cârjeu, câinii aia au stăpân. Păi, cred. Dar câinii trebuie ținuți în curte. Câinii trebuie ținuți în curte, în paddock. Legat, dacă nu legați la pușcă, făcut padoc și lăsat liber. Mai este o problemă și eu țin legătura cu cineva de la Curiația Animalilor, domnul Florin. Și aici este o neînțelegere și o vid legislativ. Noi, ca să aducem pe doamna doctor, cum spuneți dumneavoastră, da. Noi avem pe domnul doctor Popescu. Și trebuie și acolo dumneavoastră. Nu mai fac.
De exemplu, un atașe a acceptat. Atașe a avut o țără, a fost la o zbor. Dar nu se reacuiesc. Aici nu vreau. Da, domnul doctor spune, da, domnule, ce problemă fac eu, dar nu trebuie să... Da, pe cum atât. Dar așa spune, nu trebuie să vedeam. Dar la atașe, da, la prima, la atașe... A fost de acolo. A fost de acolo, nu numai doctor. A fost de acolo, doctorul i-a pus la dispoziție cabinetul. Noi suntem de acolo, dar doctorul de acolo i-a pus la dispoziție cabinetul. Dar acolo se facă gratuit. Dar uitați, a fost de la 1 octombrie, eu am luat legătura cu domnul doctor Popescu. Și intră, de la 1 octombrie intră campania de vaccinare. Așa. Eu vreau ca să îi pun microchip la câini. Și pentru că intră în campania de vaccinare, există preț mai redus. De la 50 de lei, așa face cu 30 de lei microchipare. Înțelegeți? Deci, acum de la 1 octombrie, ce credeți? Dar Grânțu, dacă faci o sterilizare, ieri cu 200 câine, 300. Domnul Vesu, știți foarte bine, nu-ți dau adevenit să mă bată pe fără. Dacă el nu beneficiază, de exemplu, ăștia au o asociație, am înțeles că sunt finanțați în Germania, de undeva, dar atunci dacă nu are altă finanțare, prea bani, prea bani, știi? Să vorbim pe rând. Mai vreau să zic. Eventual, ce mi-a spus doamna doctor? Problema este pe următor. Dacă primăria vrea să suporte sterilizarea, e nimic împotrivă. Dar zicea că dacă are asta, cum să zic, contract cu indienii ăștia, ea nu se fac. Pentru că ei sunt protejați animale, nu sunt de acord cu uciderea animalelor. Înțelegi? Dar dacă nu avem... Păi îngherii ea și mai termină. Cine a spus nu știu cine? Cine a spus așa? Da. Doamne, aveți bine ce spune. Spuneți îngherii o animă. Știi, doamne. Nu știi, n-am foarte bine toată. Am dat să nu. Doamne, s-a zis. S-a zis. Da, domnul Mici. Haideți, haideți că deja ați stăvit un subiect și toată lumea vrea să vă mătă de ceva. Dacă vreți să vă contrazice, luați cuvântul. Și da. Eu ce m-am de spus, am spus, obligația noastră să informăm lumea să șterizeze câinii. Eu zic așa, avem obligații în calitate de consilier, de care sectorul nostru, să informăm lumea. Pentru treaba. Da, domnul doctor, spuneți. Câți câini are acasă? Eu 5 am. Câți sunt microchipați și vaccinați? Eu am dat unul și acum mai fac unul. Și le-am sterilizat pe părți. Este așa cum e obligatorie, în fiecare an, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, de obicei în perioada asta, domnul doctor vine, vaccinează și microchipează câinii. Grație. Doamna, pe mine, câți câini? Grație. Am avut 4 toți. Și câini? Probleme și chiar ne este teamă. Eu am mai încercat odată, tot aici în ședința de Consiliul Local s-a discutat problema. Am încercat să-i adun undeva și după aceea am primit informația că acea firmă nu vine să-i mai ia și i-am adunat degeaba. Deci problema, bun, este și ciparea și vaccinarea. Principala problemă este ca fiecare să-și țină sterilizarea. Să fiecare cetățean să știe câinele în curte dacă este al lui, iar ceea ce se găsește pe stradă să fie, să găsim o soluție pentru acești câini. Că de fapt... 70% din cei de pe stradă au proprietate. Corect. În momentul în care se procedează și se vaccinează, ei sunt înregistrate. Cu carnet și rămâne. În momentul în care câinele, nu știu un copil, se merge să ia câinele, se citește microchipul, se găsește și proprietatea și trebuie la răspundere. Așa este, da, dar când nu e proiectat și nu e al meu, am da, lui. Dar dacă de nu știe al meu, dacă de nu să-l iei al lui, dacă trebuie să găsim o variantă, să-i constrângem într-un fel măcar să-și țină în curte. Cipat, recipat, vaccinat, cum ne ține legat în curte, pentru că este un pericol pentru copii. Copiii la școală, într-adevăr, nu pot să vină,
au cerut microbuzul ce zonă tocmai din această cauză. Pentru că elevii nu se pot deplasa pe stradă din cauza câinilor. Curtea școlii este plină de câini. Nu mai vorbesc și de pericol și de mușcături, dar în perioada asta și de purici. Eu vă spun sincer că paraziții ăștia se găsesc la școala numărul 2 pe balcon, pentru că acolo este un dormitor pentru aceste animale. Deci se văd sara purici pe balconul ăla, vă spun sincer. Deci trebuie constrânși într-un fel cetățenii să-și țină câinele curte și nu față. Cum trebuie sancționă mai general? Păi asta este. Sterilizați-o să mai rămânțească. Problema e că cine vine să ridice. Doamna Rășinie, ca să ia un câine, să-l prinde, costă 700 de lei, trebuie să plătească 700 de lei, trebuie să plătească pentru câini. Și convine primării să plătească atât pentru câini. Da, dar ne convine să mușe un copil și să ne fizică. Dar nu-i de bine, să mergem pe ideea asta, sterilizări. Foarte bine. Microcipări și să-i constrângeți, să vedem acum să-i țină în curte, legați, îi luăm niște măsuri care mai indicată pe asta. Problema este cum veche și la nivel național este o problemă. Ce-i drept, se discuta la un moment dat să se facă la nivelul județului Bacău niște patocuri în care să fie strâns de peste tot. Că nu e o chestiune care... Și chiar vorbeam cu doamna care a venit în control la noi, că dacă te apuci să-ți faci un patoc, ți-l aduc un moment de jur, ți-l aduce în teritoriul comunitar. Că e mai ușor, vine în mașină, ți-l pune și îl dă duc pe stradă. Și tu ești obligat să stai să-l îngrijești. Doar asta se întâmplă și te românești, că probabil e mai timp, îi aduce la noi în coace. Îi aduce imediat. E o problemă generală, nu la noi. Sunt probleme, e peste tot. Rezolvarea, din păcate, nu prea stă la îndemâna primării, pentru că noi nu avem bani să facem acele patocuri. Deci, uităm un pic în vizteria noastră. N-ai cum să faci un patoc și după aceea să-l întreții. Nu sunt bani pentru așa ceva. Sunt asociațiile. Asociațiile cu arătura. Ei ar trebui. Ei ar trebui. Ei s-au terminat gratuit. Astea vreo 2 ani de zile pe Onești Puricele costa 7 miliarde pe lună și bază de la mă, 7 miliarde? Da. Așa e știm. Da. Peste doctor, strebuie... Nu durează mult și fac fii, mult mai mult. Credeți că... Sunt indicat foarte mult. Foarte mult și mă uitam acolo cu copilul, dacă nu se leagă în mașină, îl gândeam jos, bă, frate. Deci e problemă. Asta e problema în cazul unui accident de genul acesta, că a dat un copil, cine răspunde? Pe cine? 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 Asta e. Trebuie văzut ce se face cu ele. Iubiță morală și cătățenii. Și copiii până stradă, e la asta că duceași pe mine mama la școală. Ce e așa mare? Nu, dar el nu zice că se duce. Sunt și seara. Îi lasă nu vă mulți oameni. Să facă să-i mă mâncare. Îi lasă că e în față la acum. Asta nu văd că nu mă mâncare. Asta e că nu se facă rante de la asta. Nu, de fiindcă vă rante de la mâncare. Nu, dar în față. Aici se are trebuie. Nu, e acolo și mai mult de ei. Da, aia este deja... Bine, că și discuțiile astea așa cu calitorii poate ne duc spre o soluție benefică în privința asta, că chiar trebuie să luăm niște măsuri. Că sunt mulți și sunt, într-adevăr, cred că sunt aduși și din altă parte. Câinii și sunt, le se dă drumul la noi în comună și noi trebuie să se descurcăm. Bun, dacă mai dorește cineva să se scrie la cuvânt la diverse. Poftim, domnule. Da. Încep din câte știu, la sfârșitul anului 2023, să iei contractul sau să termine contractul cu Direcția Civică Bacău și să privești administrarea pădurii Oateului. Și acum eu veneam cu propunerea ca la nou contract să fiu acum atent de ceea ce privește
paritatea banilor, acum ne luam 20-30%, ei luam 70-80%, ne dat 50-50%, adică la sumile alea acolo, că foarte mult, iar ei 70-80% și doar la noi. Vom discuta la momentul acela, nici la... No, deci, asta fi cheie pe perioadă mai mare de 10 ani și zic, acum poate să un nou contract să încerc, că trebuie să dea și ei bani acolo. Eu zic că dacă vreți să un punct de vedere al actualei administrații, risipa banului la pădure s-a dus. Și eu fac cu toată tăria și convingerea că în momentul în care am venit în 2020, lucru pe care îl ciupesc de ca sunt adrese către o consil, nici plata anului 2019 nu era făcută la primărie, da? Și erau chiar ce? În perioada aia de 2 luni, noiembrie-decembrie, am primit o avalanșă de facturi. Că au făcut și drumul ăla, că au făcut și aia, știe dacă aș vrea să e primat, nu știe că s-au făcut lucrările. Da. La 1 ianuarie le-am transmis adresa oficială, atât aici, cât și la Bacău. Absolut orice intervenție în pădurea primăriei comunei Mănăstirea Cașin se face la început de lucrare cu delegat din partea primăriei, la sfârșit de lucrare semnează procesul verbal delegatul primăriei. Drept dovadă că nu au mai curs facturile așa cum erau obișnuiți și cineva mă întreba de unde avem bani de asfaltare la bugetul local. Ei, de acolo avem bani de la asfaltare, ca să mai să știți și dumneavoastră. Pentru că am reușit să punem bani lângă bani, mai avem și API aceasta în care vă povesteam cu zona de liniște, în care am făcut în așa fel încât să avem venituri la primărie. Ei, cu acele venituri reușim să asfaltăm. Reușim să asfaltăm astăzi. Deci, acum am terminat eroilor și Băcărești sunt bani pe care ne-a ajutat această pădure. Se vede că primăria are un bun și care poate fi sursă de venit al comunei, da? Și, totodată, am pornit și Brâul Negru, tot din acei bani. Tot din bani pe care avem Apia și pădure, acolo. Deci, la Apia primim anual o sumă de 76.000 de euro pe timp de 5 ani am semnat contractul APIA. Bine, sunt documente pe care le facem an de an, dar le facem pentru că înseamnă o sursă de venit pentru comună, sursă care putem să facem și noi să le dezvoltăm. Da. Și vă asigur că nu va trece de asta, că la un moment dat am cerut și penalități pentru banii pe care nu mi-au dat la timp. Ei, acum nu mai se întâmplă, se păstrează. Ei spune administrare și ce vreme de administrare dă, dar poate prea mult bagă la administrare acolo și nu mai eu văd, dacă ne uităm și împreună, dacă vreți să luăm un pic 2019, să vă arăt câte lucrări erau făcute de pădure. Da, și o privare și, da, curece, pentru. Da, hai să vedem o problemă. Hai, am problemă? Da, am două. Hai. Deci, nu mi-am inteles cum ești la președinții Consiliul Local și cu toate astea, înțeleg că Consiliul Local a demarat o acțiune împotriva domnului Priotesi? Știți ceva? Nu Consiliul Local, primăria. Primăria nu conțeamnă. Suntem obligați. Știți că Telemarket ne-a dat o judecată că n-am derulat contractul. Vă pun la dispoziție hotărârea instanței de judecată, oricare vreți să o citiți, n-am nicio problemă. În care se încerca prin avocatul pe care l-aveau că a fost rea intenție. Instanța dă negru pe alb că nu a fost nicio rea intenție din partea actualei conducere a primăriei, pentru că, conform codului fiscal și a codului administrativ, nu aveai cum să dai drumul la un contract atâta timp cât nu aveai credite bugetare. Gândiți-vă că am justificat cu bugetul comunei. Apropo de toate vârfele alea, că existau bani să facem. Inclusiv asta am depus la instanță, că nu au existat bani în buget ca noi să putem să facem contractul acela cu Telemarket.
instanța, în schimb, bunărea asta e, că asta se dă, deși eu personal am o problemă. În sensul că ne-au pus la plată curtea de apel nejustificat. Și am să vă spun de ce. Garanția de bună execuție a fost de fapt făcută prin poliție de asigurare. Noi n-am avut niciun ban în primărie și ne-am pus să le plătim. Garanții poliție. 27.000, nu? Da, alea 25.000 prim. Și ca să spui tu, instanța judecătorească că consider suficient în condiții care cerea 400.000. 30.000 fără niciun calcul, mie mi se pare o aberație ca hotărâre. Nu e corect ce fac, dar e o aberație. Deci, o curte de apel care spune un judecător că e suficient 30.000, dar baza ce? Deci, nu există niciun calcul la cel 30.000. Da, curtea de cont, când a venit în anul 2021, da? N-am avut curte de cont de acolo, așa cum se spune. Deci, curtea de cont a fost în anul 2021. Acest mini-market avea aceste cerințe de 420.000 pe care le cerea la vremea respectivă. Eu le-am arătat curții de cont. Dar atunci le-am arătat. Le-am arătat contractul, le-am arătat cerința mini-marketului și le-am spus că voi lăsa acel contract până... le-am arătat că am demonstrat și la instanță. Că am avut cerere de finanțare pe PCI, am avut cerere de finanțare pe Angel Sarin. Ghinionul lor, pentru că contractul s-ar fi derulat. Contractul nostru a încetat în mai 2022, iar noi am fost aprobați ca Angel Sarin în august 2022. Asta a fost ghinionul. Normal că n-aveam ce mai urca pe platformă. Era expirat contractul lor. Iar eu, sincer, ca primar, eu nu mi-am asumat un contract care nu știam dacă cineva mi-l aprobă. Era o aberație să-mi asum un asemenea contract. Și curtea de conturi ne-a spus așa, o să citiți și o să întrebați, și știu sigur că puteți întreba, da, o să ne plătiți, că vă va obliga o instanță probabil la ceva daune. Asta mi-am spus atunci. Dar atenție! Trebuie să vă îndreptați asupra celui care a semnat contractul fără credit de bugetare. Asta este explicația. Dacă instanța spune, e bine că am plătit și că rămâne plătită de primăria Mănăstirea Pașii, m-am închinat, la revedere. Dacă instanța zice că am greșit și se pune la plată, asta e. Deci astea sunt lucrurile absolut legale pe care le-am îndeplinit. Totuși, firma aia din Bacău a avut un contract de execuție din anul 2020, din mai. Da. În mai 2020. Atunci a fost încheiată, în mai 2020. La un moment dat, dumneavoastră veniți și spuneți, eu mi-am vorbit cu patronul de acolo sau ceva, a zis că ni face să dăm bani în 2 ani. Știți că... Da, da, când a venit Murtii să-i punem secretul pe primărie, cine bun a semnat așa ceva? Nu, bine, mă dați, dar ții și nu știu ce. Cum a zis, da, dați jumătate, e bani în 2 ani. Dar nu am să stau la ușa primăriei, nu am dat în 10 ani. Eu nu puneam garanție primăria sub nicio formă. Nu pentru, păi dar cerea bunuri de primărie, cum credeți că cine te așteaptă cu bani? Era frate? Păi, dar, avea niște cerințe acolo, trebuia să fii bolnav ca primar să accepte așa ceva. Dar el mi-a zis că aproape... Și nici nu puteam să accept așa ceva, în care să vin să vă spun, hai să garantăm cu bunurile primăriei ca să facem AAF. Care dintre mine am semnat așa ceva? Este este că el vrea să spun că când se apropia trecerea celor 2 ani, el a venit și v-a zis că a trebuit să facem act adițional. Deci așa v-am zis, nu mi-am asumat contractul pentru că nu aveam bani în primărie. Nu aveam cum să fac un act adițional, atâta timp cât da. Eu n-aveam nimic probabil să-mi asum contractul. Era ca și cum aș face aceeași greșeală ca fostul primar. N-ai bani, dar nu contractez ceva. Cum să contractez ceva când n-ai nici măcar autorizație de construire? M-am demonstrat aici în ședința de Consiliu Local că autorizația am scos-o în ianuarie 2021. Cum scoți un contract PSA, pe sistemul electronic de achiziții publice? Cum îl
scoți din fonduri, din fonduri proprii și fără autorizație de construire. Deci nici nu aveai voie să, să faci așa ceva. Nu, cert este că nu consiliul local de manatație, nu? Nu. Noi, ca primărie, să ne recuperăm sumele, suntem obligați. Am înțeles că grupul ăsta de dansatori, peste două săptămâni, înțeleg că bine, a trebuit să ducă la concursul Rămâneau Talent. Foarte frumos. Din câte am înțeles astăzi, doamna director, va ști mai bine, a adus astăzi o acțiune undeva, să ia mai național, la care se pare... La care spune el, s-a mai prezentat domnul... nu s-a mai prezentat, nu știu ce s-a spus, cred că numai doamna... Vreau să vă întrebăm marea situație de acolo, având în vedere că ieri au venit doi lucrători de jandarmerie la primărie. Ce situație a luat și urmările s-a luat? Era vorba de un funcționar a statului aflat în... salariatul jandarmeriei care a avut o atitudine sfidătoare de o altă autoritate a statului, primarul unei comun. Am înțeles și de atunci a zis că n-a făcut o fată bună, deci eu ceea ce a făcut acolo, dar el, într-un timp liber, el nu putea să... El este funcționar public și în timpul lui. Dar n-are voie să răspundă. Deci el apără autoritățile statului. El apără autoritățile statului, nici de cum cignește autoritățile statului. Eu primesc de faptul că el sunt urmat de grupul ăsta. Dar și cine îl împiedica? Îl împiedica cineva de acolo dintre noi care n-am avut împiedica să-și desfășoare activitatea? Atitudinea lui care a avut-o. N-ați văzut filmarea? Recoarează filmarea cu modul în care vorbește un jandar cu un primar. Vă prezint imediat. Nu facem acum. Eu n-am lucrat cu el, dar în schimb am înțeles că a fost foarte necăzit. A trebuit să-l bat la părți pe acolo și a dat niște bani, atât de timp că primăria nu a vrut să dea niciun lucru. Nu e. Așa e. Păi cum adică? Dar nu s-a dat niciun deo de o oasă minerală și de la ce? La festivalul lui. La festivalul lui. Cred că am justificat foarte bine în ultima ședință. Ce vrem? Noi discutăm acum și discutăm pe viitor, nu? Discutăm pe viitor, deocamdată viitorul nu poate fi pus acum. Nu poate să fie inclusia la mea. Eu chiar sugeram să fac un buget separat, bun, să fie vorbarea de organizat de cineva, dar nu se zice că, atâta timp cât ați văzut, se cheltuie un miliard de lucru, aici se rupă, nu prea sună bine. Sună bine în momentul în care ai bani, sună bine. Păi că nu ai bani, dar banii erau, dar nu s-a văzut să dea bani. Are știință că sunt banii care chiar noi n-am nici aștept ei? Erau, doamnă, eu sunt convins că erau bani pentru ca să dea acolo 2-3 mii de lei să le pus în ședință, apă sau niște timpuri. Le-aș fi dat o mare drag dacă avea o atitudine așa cum ar fi trebuit. Doamna știe, da? V-a mai explicat odată. Doamna nu va zic nimic altfel. Dar de ce să nu spună nimic? Este directoarea școlii care a organizat festivalul. Când primarul este acolo, încă o dată vă fac atent. Eu nu mă duc ca un membru PNL când reprezint Cultura Mănăstirea Cașin. Mă duc ca primar. Deci când fac campanie, sunt doar în perioada de o lună din timpul campanie. Deci, atenție, eu acum cu dumneavoastră suntem PNL USR sau suntem niște oameni adunați la o masă care vrem să facem ceva pentru comuna asta. Aici noi facem acțiuni politice, aici noi facem administrație. Și spun asta de 3 ani de zile, că asta fac administrație. Nu am făcut politică, nici nu am chemat pe domnul Clăran să joace cu mine la PNL. Deci să ne înțelegem. Am făcut administrație. Orice acțiune pe care am făcut-o
pe teritoriul comunei, am făcut-o ca primar al comunei. Da, doamne. Și dumneavoastră insistați în aceeași chestie. Nu insist, doamne, eu vreau să vă spun că dacă dumneavoastră sunteți primar acolo cum erați cu poarta căminului, cineva nu trebuie să stea dreptul față de dumneavoastră acolo, care era de pastă gură. Înțelegeți? Suntem de pastă gură. Este o super persoană fizică. Nu, care... peste 100 de copii care participă la această acțiune. A fost da, un festival care ne-a făcut cinste, festivalul în sine organizat, copiii, cei care au dansat pe scenă, au niște... Acum, problema e, da, atitudinea pe care a avut-o, asta rămâne de... Nu e așa, va trebui să găsim o modalitate să-și continui activitatea acești copii. Nu știu, probabil vom găsi. Doamne, vom găsi este un cuvânt destul de greu ca să vă rogați dumneavoastră. Este studios să vă spunem, vom găsi 4% de echipa de fapt. Dar o să vedem, dacă vă chiar vreți să-și faci. Îmi demonstrați că are o pie de coregraf. Eu vă spun că n-are. Doamne, da. Deci haideți, dacă vreți așa pe litera legii, chiar nu e aia, da? Da, cât sunt coregrafele pe care neapărat nu am hârtit. Și vreau, ascultați și văd, domnule Bogdan, vă dau un vot. Da, că ți-am spus să rezolvăm. De ce dumneavoastră nu mi se pare, de ce dumneavoastră mi se pare normal atitudinea domnului Blădaru vis-a-vis de primarul comunei? Chiar am și o curiozitate. Am și spus că nu am putut un lucru. Păi și atunci, acum ce încercați să spuneți? Dar trebuie să spun că supere copiii ăștia, pentru faptul că... Și eu, și eu i-am împiedicat, într-un fel, aveți impresia că eu i-am împiedicat, într-un fel? Nu știu. Probabil pe linie de... Încercăm să evităm această discuție vis-a-vis de ansamblu, pentru că nu se ajunge la niciun rezultat. Într-adevăr, copiii nu trebuie sancționați pentru treaba asta. Și nu vor fi sancționați. Ei probabil își vor continua activitatea, vom găsi o modalitate. Să-și continue activitatea. Este contract, este o muncă de ani de zile și copiii chiar au făcut-o cu suflet. Și vom încerca să rezolvăm. Iar când am spus vom găsi o soluție, n-ai într-adevăr un verb la viitor, dar da, viitorul poate fi apropiat, nu? Da, asta e. Haideți, dacă mai aveți alte subiecte de discuție, ce vrea să mai iese de la cuvânt? Când începeam să vedeți de probleme, n-ați intervenit deloc, a sunat domnul meu. Atât au ceva și în poți, pentru că nu poți să aveți încăpătorul, nimic. La fel, domnul. Nu are să mai mântuie. Bă, Dumbăcești, da. Dumbăcești, da, a fost Dumbăcești, da. A fost Dumbăcești, da. Problema în Gurașul, bă, nu vreau să fac nimic, să vă spun, e o mare credere. Atât. Iar nu e niciun preferitor la administrație, eu vreau să spun, n-a să chiar ați încet. Fac că a făcut proiectul. Ați făcut tot ce înseamnă bun pentru comuna asta. Un singur lucru ați reușit să îndrăjniți oameni de ei. Hei. Da. Unul. Unul. Eu nu pun nimic. Nu, dar nu. Acum lăsați-mă dacă facem unul. Bun. Punem în ceva. N-are rost să ne îndrăjnim. Sunt
tăiem de atâta timp în comună asta. Muncim în comună. Vreau să vă spun foarte mult ceva. Eu i-am respectat ducându-mă la acest festival, ce n-ați înțeles asta? Dar dacă ne duceam și ne vedeam de treabă fiecare în bătățica lui, nu ar fi fost astăzi nimic. Dacă fiecare își vedea un bunastru. Doamne. Dacă fiecare își vedea un bunastru, astăzi nu se discuta nimic. Eu n-am venit acolo din cauza asta. Știam, simțeam lucrurile astea că puteți înainte. De-aia tot am văzut acum și am zis aici, domnule, hai să găsim o cale, hai să găsim o cale. Și-o găsisem. O cale de căcare. Ne-am dus, dădeam bani, am semnat dincozele, v-am și explicat. Ce nu-i ce înțeles? Nu a făcut frumos ce-au făcut ei, nici... Dar nu ei, e vorba de un singur individ. Atenție, nu băgați copiii, nu băgați părinții, nu băgați nimic, un singur individ. Este cel care și-a asumat. Nu mă iau discuția, deci dacă vreau să vă asigurați că un om care a creat... Eu nu am gândit cu nimeni. Mugurașul care l-a creat, l-a luat de jos, eu, dar n-am avut încredere. De câte ori v-ați auzit felicitându-l pe domnul Blănaru în Vreța Vară, de câte ori i-am lăudat și oriunde m-am urcat pe scenă, mi-a spus felicitări celor doi. Pentru mine singurul lucru e o durere repală. Nu. S-a desfințat ăsta. Nu s-a găsit, nu s-a găsit, nu s-a găsit. Și că nu v-ați va găsi. Ei, doamne, ei, scutem mie. Ei, doamne. Doamne, ai explicat, nu se ceam trebuie. Da, am lămurit, nu trebuie să nu trebuie să fie răspunătorilor. Asta e, s-a întâmplat. Găsim cale de mine, tot timpul am dat. Dom'le, dialogul este că ar fi un lucru extraordinar. Dacă ați ști că dialogul am încercat... Să vă arăt aici să te înzâdă pe tine după aia. Nu! Eu dacă am... Furtule, dar vă aduceți aminte că i-am invitat la ședința de Consiliu Local, dar noi înainte de asta m-am întâlnit eu cu domnul Vicer Ghirou și am spus aia, da? El mă registrează și dă drumul la registrări numai la ce vrea el. În condițiile în care am discutat și am spus așa, ce facem domnul Blănaru? Într-o sâmbătă la ora 9, ca să vă spun, dar ce facem domnul Blănaru? Nu se referă pe masă. Ne înregistrăm reciproc sau vorbim ca niște oameni normali? Oh, la ce telefon? Avea probabil la un buzunar. Hai, domnule, ăsta e om? Vrea discuții sau vrea să mă am dat? Mi se pare normal. Deci eu puteam să fie expectul în chestia asta. Îmi pare rău că e singurat, așa? Iar cu... Eu sunt convinsă că Mugura și eu sunt rămâne în continuare, până la urmă nu ne legăm la mare ca la țigară. Și au făcut misturile. Și au făcut misturile. Și au făcut misturile. Începem deja să nu mai intervenim pe rând. Vă rog să vă păstrați punctele de vedere. Le spuneți când vă vine rândul și ca. Haideți să punte la rând. Am aderează o singură întrebare. Dar n-am vrut să spun. Ce înseamnă procedură simplificată? Deci nu e ca o licitație. Asta este procedură simplificată. Uitați-vă în legea achizițiilor și veți vedea exact cum se procedează. Acordarea directă. Deci achiziție directă este una. Procedură simplificată este alta. Și nu puteți să ne deschideți. Deci să vă deschid asta ce înseamnă. Citiți la legea achizițiilor, căutați proceduri simplificate și veți vedea. Pentru poate, pentru că nu știu ce s-a făcut proceduri simplificate. Păi nu. Știu, mai bine, da. Este același lucru, se face un anunț în SEA, vin firmele și își depun, ofertă, e același lucru. Nu-i ca o licitație de scoasă, da? E ca să zici chiar da. Dar tot la fel. Vin care este la lor, domnul Chiamaru, mai am. Da, mai scrie ceva la mântânt? Dar nu mai sunt puncte de vedere și ființa se încheie, replica să nu mai... Mulțumim pentru participare!